Tradițiile ne dau rost și suflet. Spun cine suntem și cum suntem. Ce tradiție credeți că e tipic românească? Pentru mine, cred că sărbătoarea Sânzienelor e cea mai apropiată de suflet. Are legătură tot cu rădăcinile, pentru că la Suceava, de 24 iunie, de nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, serbare cunoscută ca Drăgaica sau Sânziene, prin oraș era o procesiune cu scoaterea moaștelor Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava și la fel mi-a rămas asta din copilăria mea. Și acum, mergând la Sânziene, sunt acele fete și femei despletite care ieșeau noaptea și dansau și aveau flori de sânziene pe cap, își făceau cununi de flori de sânziene. E tradiția cu cântatul cucului, dacă auzi sau nu cucul cântând. Tare frumoși suntem noi și avem obiceiuri străvechi extraordinare și tradiția aceasta a sânzienelor e apropiată de sufletul meu și are legătură și cu mersul anului, dacă va fi vara secetoasă sau nu. Țăranul român era tare înțelept. Cu ce tradiții vă identificați? Tradiția în familie are legătură cu numele meu de familie. Mă cheamă Crăciun. M-am născut într-un sat din Bucovina, Reuseni. Acolo, în biserica din sat, a fost omorât tatălui Ștefan cel Mare. Cred că și de acolo pasiunea mea pentru istorie și dacă mă identific cu o tradiție a noastră, a familiei, evident este Crăciunul. Pentru că n-am să uit niciodată când aveam, nu știu, 3, 4, 5 ani, cum mergeam prin pădure iarna, cu bunicul și cu mama mea și îmi povesteau cum atunci când mama era însărcinată și mergea în satul vecin vreo 6 km printr-o pădure, preda franceză în școala din satul vecin, auzea lupii, erau nămeții mari și atât de mult m-a impresionat asta încât mă simt și ne simțim noi în familie atașați de Crăciun. De Crăciun când făceam evident cozonaci și de Crăciun când mergeam la biserică la colindat. Crăciunul cu colindul, colindatul românesc și cu colindatul la biserică l-am purtat în sufletul meu și asta ne ajută. Plus, evident, cozonacii, pentru că atunci când am venit la București, am adus tradiția și aici, făceam cozonaci, nu prea am mai avut timp, dar ar trebui să reiau, iar colegii mei de la știri îmi spuneau mama cozonacilor.